Nașterea ta de Dumnezeu născătoare fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și deslegând blestemul a dat binecuvântare și strigând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Nașterea ta de Dumnezeu născătoare fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și deslegând blestemul a dat binecuvântare și strigând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuiește, umbrit fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și către prea cinstită icoana ta privind, cu umilință grăim. Acoperă-ne cu cinstitul tău acoperământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. Veniți toți credincioși să prăznuim cu cântări duhovnicești minunile Maicii Domnului, săvârșite prin icoana sa cea izvorătoare de mir, de la mănăstirea Hadâmbuc. Atunci când am semnat Sfântul Anfinis, am scris acolo ambele hramuri, nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Făcătorul de Mânt. Am trecut ambele hramuri pe Anfinis la sugestia sorii Maria, care, așa cum este tradiția aici și de la Părintele Ilie, care ne-a vorbit despre faptul că se pare că această biserică a fost sfințită cu, sau atunci când s-a pus temelia, s-a pus o ramă nașterea Maicii Domnului în localitate, deci de Roca, sărbează ca o rost spiritual pe Maica Domnului și anume la nașterea Maicii Domnului este hramul acestei localități. Și am zis că rămânem și păstrăm ceea ce au așezat înaintașii noștri și anume nașterea Maicii Domnului, vorbim foarte mulți credinte, religioși, care pentru binecuvântarea Maicii Domnului, dar Maica Domnului este, în primul rând, o binecuvântare pentru acest sfânt așezământ, pentru această nouă ofte. Este o bucurie pentru mine că am reușit să vin cu această sfântă icoană în locul acesta sfânt.
că Domnul este păzitoarea noastră. Așa că, Maicuța Domnului, să vă dea tot ascult și ajutor. Domnul este rugătoare și păzitoare noastră, atât și cel cu credincioși care are credință și dragoste și cer ajutorul ei. Domnul să fie mulțumită tuturor celor care au fost prezenți de frumoasă slujire și vă așteptăm cu drag întotdeauna să aveți dragoste. Și să-i strigăm celei pline de har. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare